Salut pizdoșii mei, ce mai faceți? Am zis să fac un nou video aici, un mare story time aici alături de mine, în care să vă povestesc câteva chestii, să mai vorbim și nu știu de ce pula mea fac video ăsta și vorbesc așa din șoaptă pentru că eu era 5, e 4:56, foarte târziu, eu la ora de astea stau ca să vă faceți o părere despre mine. Da, am zis să filmez un video pentru că mă plictisesc ca pula. Se instalează Windows-ul și o să vă și explic de ce se instalează Windows-ul. Pentru că sunt bău de aia se instalează Windows-ul. Știți că eu vreau acum să mă apuc să fac o piesă cu Cristi, numai că acum suntem în carantină. M-am gândit eu așa cu mințișoara mea, proastă idee, să îmi bag un nou plugin la FL Studio 20. Proastă idee. Ghiciți de pe ce site am decis să descarc plugin-ul ăla? În niciun caz de pe un site ca lumea. Am decis să-l descarc de la un YouTuber și fișierul ăla era uploadat pe ZipiShare. Pe ZipiShare. M-am gândit, eu scriu acolo comentarii mei, cu job, nu știu ce, și eu n-am observat că erau comentarii doar de la canale de 0 abonați. Atât de prostesc. Omul probabil și-a făcut contul și-a scris acolo câteva comentarii și pe alea negative le-o ștept și like-urile și dislike-urile erau dezactivate, numai că eu la ora 3 dimineața, ce să mă gândesc? Nu m-am gândit. Am băgat plugin-ul de acolo, dau un click pe el, îmi zice ăla, if you want to install this plugin, restart the PC. Acolo a fost marea mea greșeală, trebuia să-i dau anulare și pa. Nu, eu am dat restart la calculator. A început să-mi scoată zgomote ciudate calculatorul, să se dea toate ventilatoarele în blană. Nu știam de ce, ok, am zis, bă, nu știu, mai face așa și dă de ceva, se forțează procesorul, chestii de astea, am zis, băi, ok. Intru în Windows, nu a fost ok. Efectiv, pe orice program voiam să dau, îmi pornea Visual Studio-ul, nu știu de ce. Și când am vrut să intru în this PC, adică mai computerul de pe Windows 7, vedeam lucruri pe this PC, nu pornea, zic, cu aia ce pula mea, mai dau o dată? Nu, nu merge. Mă gândeam eu așa, băi, ce dracu s-o fi întâmplat? Ce-i fi făcut eu? Mă gândesc, bă, fi de la plugin-ul ăla de l-am instalat, așa e? Hai să încerc să-l dezinstalez. Pă, dracu! Am intrat în control panel, dau acolo la install program, nu știu ce caut eu plugin-ul frumos, când dau să-l dezinstalez, că programul acesta rulează, nu puteți să-l dezinstalați. Zic, bă, ok, dau restul la calculator, mai încerc o dată. Nu merg nici așa. Zic, bă, ok, ce să fac acum? Caut tutoriale pe net, ce să fac, cum să fac? Am luat mare virus. Mare virus ce-am luat eu. S-a pișat pe mine ăla cu plugin-ul lui de căcat să mă piși pe tine, Jumba Jumba, sau cum te chema pe tine pe YouTube, că mi-ai dat mare virus și mi-ai căcat calculatorul. Ok, zic, bă, ce pot să fac eu acum? Mi-am distrus Windows-ul, ce pot să fac? Să-l reinstalez. Numai că eu am foarte multe poze și filmări în calculator și am zis că nu pot să-l deinstalez fără să-mi șterg, fără să-mi salvez undeva fișierele alea. Dar cum să le salvezi? Că n-aveai cum. Mă gândesc că, bă, să scot oare eu hardul ăsta din PC, să-l bag în alt PC? Am băgat hardul în PC-ul lui frate meu, nu mai putea nici el să deschidă niciun fișier. Creier! Ce m-am mai gândit eu să fac? Dar trebuia să-i bag și Windows-ul lui frate meu mâine, dar... să se mulțumesc și așa cu el la scurcul se joacă doar Roblox și nu contează dacă nu-i pornește. Mi-am băgat frumos Windows-ul, mi-am băgat tot și, mă rog, mi-am băgat, acum se bagă Windows-ul, deci probabil de-aia scoate sunete de exorcizare calculatorul meu, nu știu dacă voi l-auziți, dar scoate sunete, zici că se exorcizează. Taci din gură. Și da, vorbesc așa de încet pentru că să nu deranjezi pe... Bă, da, mi-aș pula mie de gând! Se aud sunete din casă. Hello? Nostradamus, tu ești? Bă, voi vă dați seama că dacă se trezește cineva acum din casa mea și ascultă ce vorbesc eu aici singur, probabil o să mă trimite la spitalul de nebuni. A, da, și ce vreau să mă mai zic. Am vrut și eu să ies, era ora 10:30 și zic, bai, să ies și eu să-mi iau ceva de la magazin. Bă, dracu, ies din bloc, direct 3 mașini de poliție așa în fața blocului. Îl văd pe domnul polițist și la telefon, se întoarce cu privirea spre mine, ies, bă, salut domnul polițist, eu intru înapoi în bloc, n-am vrut să fac absolut nimic. Și după aia am aflat și eu cu căpșorul ăsta meu, care e degeaba, că după ora 10, 3 ora 10 și 6 nu mai ai voie să ieși afară din casă. Deloc. Și nu știam chestia asta. Bine că nu s-a luat de mine, n-a făcut nimica. Și da, acum momentan se instalează Windows-ul. Seria de Home Sweet Home 2 s-a dus pe fulă. Bine că n-am ajuns foarte departe pentru că pot să recuperez eu ce am pierdut în joc și să
Încep de acolo, bine că a fost doar un episod, vedeți, mă, bine că s-o căcat pe mine și n-am tupeu să filmez, că dacă filmam mai mult se ducea toată seria dracu, toată seria se ducea, noroc că am jucat doar acolo un sfert de oră cât am jucat și nu s-a dus nimic, pentru că pot să fac din nou. Da, și vreau să vă întreb acum pe voi, nu pe altcineva, dacă vreți să fac live-uri aproape zilnice, nu o să pot să fac live-uri zilnice, cel puțin acum când suntem toți în carantină, o să pot să fac live-uri destul de zilnice, să fac câte un live pe zi. Nu știu la ce oră, o să vă anunț pe comunitate, de aia fiți geană pe comunitate, activați-vă clopoțelul la canal ca să vedeți notificările. O să încerc să fac câte un live zilnic, cu CSGO, cu de toate, depinde ce prindem. Azi am jucat, de exemplu, CSGO, de fapt ieri, e trecut de 5. Ce? E trecut de 12, de fapt. Și de aia am făcut un live cu CS, ne-am crizat, ne-am așa... Deci da, dacă mai vreți live-uri de genul, scrieți în comentarii. Nu știu, probabil la 6, la 10 o să le fac, nu știu, ceva de genul. Am o hârtie igienică pe jos. Azi, mă, săracilor, aveți voi așa ceva, mă? Aveți așa ceva?